Salutare prieteni și bine v-am găsit la Super Mondial, emisiunea care a cucerit o comună întreagă. Turcoaia, satul meu. Nu râdeți, că de când am dat drumul la show ăsta, credeți-mă, sunt nou Dallas. Copii, Dallas e un serial din anii Dallas. A prins? Glume, frate! <laughs> Meciuri multe și interesante am avut și astăzi la TVR1. Surpriza zilei, Iran a învins cu 2-0 țara Galilor. O surpriză pentru toată lumea și Iran rămâne în cursa pentru calificare. Senegal a învins cu 3 la 1 Qatarul. Qatarul pleacă acasă sau mă rog. Rămâne acasă, că deja acasă, ei oricum sunt fericiți. Olanda, Ecuador 1 la 1 și în seara asta Anglia a făcut egalitate cu Statele Unite 0 la 0. Surpriză! Pentru toată lumea. Dar pentru a despica firul ierbii în patru, azi am adus un specialist într-ale comentariilor. E vlogger, gamer, youtuber, face milioane de vizualizări pe internet și Dumnezeu știe câți bani. Dacă s-ar introduce în România facultatea de gaming, el probabil ar fi decan. Și acum, o părere personală, deși arată ca un profesor de sport cool dintr-o școală cu elevi de Bangata vocea lui sună ca unui comentator sportiv proaspăt trăgușit. Doamnelor și domnilor, X-Breaker! Te bine te-am găsit! Bine ai venit! Am zis bine că arăți ca un profesor de sport da. cool. Te-i duce să profesezi? Să... Da, ca meserie sunt și profesor de sport. Păi știu! Da. Știam asta despre da. tine și... Te-ai duce într-un liceu așa cu uh, copii de gata sau ai merge mai mult pe partea asta, de în zone defavorizate? Sincer, cred că aș merge în zone defavorizate. Da, da. să-i ajut. Ce exerciții le-ai da exercițiile ai dat să, să facă cel mai des? Adică, ce gen de profesor ai fi de sport? Când noi aveam genul la care îți dădea mingea și ia, jucați-vă, sau te puneau să faci tot felul de gimnastică? Aș face și gimnastică, dar i lăsa să se distreze și să practice un sport preferat. Fotbal, handbal, depinde ce Asta vă. dacă ai infrastructură. Corect. <laughs> că la noi le dăm o minge și poate găsesc vrei să faci un teren, baseball da. și n-ai unde, știi? Da. Uh, tu ești gamer și înainte da. să stai așa în spatele calculatorului foarte multe ore, uh, ai fost și portar în Drăgănești. Celebru portar din Drăgănești. A da. dat Drăgănești ăsta niște jucători mari pe lângă pe, pe, printre care ești și tu, nu? Da, am cochetat <laughs> o perioadă cu fotbalul. Așa. Nu pot să zic la nivel profesionist, pentru că eram Liga 4 -a, dar am fost portar la Drăgănești și, și la Radomirești, o comună de lângă A, oraș. Am, dar... Și -a, nu s-au supărat suporterii, pe nu, tine? Nu, nu. N-au nu. <laughs> fost revoltă? N-au venit ultra. Există ultrași de Drăgănești? Nu avem așa ceva. <laughs> dar cum sau, ar... Putem să spunem, cei bătrâni sunt ultraș, <laughs> pentru că ei sunt acolo călare pe adversar, să zic așa. care vine că aveam și noi la trucul aia, ultrașii care veneau cu, cu steagul, dar să zicem că avea steag. <laughs> da, <laughs> da, 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 da. Genul ăla de ultraș. Cum a fost experiența ca portar? Uh, mie îmi place să joc fotbal, mi-a plăcut întotdeauna să joc fotbal, uh, dar am avut și experiențe așa mai neplăcute uneori, în mare parte în deplasare când te de Așa. <laughs> Unde, când te la adversarii de Cor, care ai pomenit. Cum ai zis și tu mai devreme, Aveau steagul, doar că nu era steagul și te cam alergau cu... Ți s-a întâmplat vreodată? Da, 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 da. Serios? Ți s-a întâmplat asta, da. Unde? Uh, Cilieni, dacă nu mă știu, așa se numea. Da. Cum? Cilieni. Cilieni? Da. Sună America de Sud. Da, da, da. Unde da. ai fost în Cilieni? <laughs> și, te-au alergat pe tine în mod... Nu, mare... no, toată echipa. <laughs> Deci, te rog, fă-mi imaginea aia vizuală, Că vreau să o văd. Ați pierdut, ați câștigat? Ce uh, s-a întâmplat? Era 2-2 în momentul acela. Da, adică și nu la era, egal. Da, și la egal. Doar că, tot așa, oameni puțin mai în vârstă, aveam într-adevăr un coechipier care era mai pe glume și chiar și în timpul meciului râdea de ei. Și s-au supărat adus. și mai intrat peste. Și a început da, da, au da. început vorbele alea cu ceaiul <laughs> da, de da, odinioară. Și au intrat, aveau steaguri în mână? Da, aveau steaguri, aveau steaguri în mână. A, da. și voi pe unde ați fugit? Cum ați scăpat? Am încercat, ne-am dus la vestiare și, prin, și, în autocar, doar că cei drept până la urmă am, am ieșit bine. A scăpat până la, da, la urmă. Da, da, da. da. Ți s-a spus vreodată, Domi, că semen cu vreun fotbalist? Uh, da. Da? Cu cine? Da. Uh, cu Dehea. Nu cred. Băi, de ce nu m-am gândit la asta? Uitați-vă, uita deci uitați-vă, ești leit. Ești lei de... Ești lei de hea. Cum se zicea, când ne ziceau părinții că eram mici. Ești lei taică, tu, tu ești lei de hea. Ne-am gândit și noi la niște variante, dar nu știm. Acum ne-ai ne, -ai, ne -ai distrus moralul. Hai să vedem, curios. Hai să vedem la da. cine ne-am gândit noi. cine s-a părut mie, așa că semin. Că aduci cu mulți fotbaliști. Uite, ce zici de Alejandro Gomez? Na? Da, pic, ținând cont că eram blond în perioada aia... A? un pic da, doar la nu pare așa că e uh, unchiul tău din Italia, din Spania, <laughs> Nu? Nu pare da, da, că da, 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 da. te mai duci așa să faci o servesa cu el, din când în când te mai sună. Hai. Hai să ieșim, da. Como, como? Nu, nu știu spaniolă. Aș vrea să zic ceva în spaniol. Mi cum estás? te voi a distruiri, și toate astea. Te chiar o muci o... nu știu Eu ce -am mai ave. Se un pic. Da, da. Uh, și mai avem o variantă. Pentru Hai că noi lucrăm aici intens. <laughs> Research, dar nu m-am gândit la DHA. Deci, chiar semeni cu DHA cel mai tare dintre toți. Acum că stau să mă uit ce am făcut. Podolski. Lucas Podolski. A? Nu? Pare fratele tot mai mare? Să știi că aveam și o poză când aveam părul mai scurt și atunci cred că. Se semna... și mai bine da, da. da. Noi am luat ce am găsit pe internet. Îți dai seama. Noi oricum. am foarte multe poze pe internet. Nu, n-ai. Eu am și pățit astăzi, trebuie să recunosc că nu ne ascundem de telespectatorii noștri. am scris unui băiat din echipă. sunu și același că vezi poza asta. Nu seamănă cu cealaltă în care erai vopsit în cap, știi? Am încercat eu ceva. Total Extravagant. Ai vreo favorită în turneul ăsta? La Campionatul Mondial? Da. Cu ce? Spania. Spania și Portugalia, să zic uh -huh. da. de Spania, pentru că am și stat o perioadă acolo. Ai stat în Spania? Da, am stat undeva la 8-9 luni. În ce, în ce oraș? În Malaga. În Malaga. Da, și țineai frumos. cu echipa? Da, mă, și duceam la meciuri, făceam vloguri de acolo. Spectacol. Frumos, da. și cred că de la cel mai jos nivel, cel mai mic nivel și în liga... Știu cei drept suporterii noștri sunt mai fanatici decât ai lor, doar că acolo era civilizație. De exemplu, eu fiind și fan Valencia, am fost la un meci Malaga Valencia în peluza celor de la Malaga și țineam cu Valencia și nimeni nu a avut n-ai pățit nimic. Nu. Ia să Ceea vii odată și noi... pe, pe, pe da. Rapid FCSB. Dar să vii în galeria Rapidului să zici. Da, am pățit fi. asta și pe stadionul în România pentru că le frecventez foarte des deci chiar am avut probleme. Ai, ai avut probleme Da, am probleme la un meci la Dinamo Coțelul uh, Vorbeam și înainte Tu știi deja despre emisiunea noastră Că avem un corespondent în Qatar Doru Traducătorul Și Doru, cum îi stă în fire Ne pregătește mereu câte o surpriză Și avem un interviu N-a vrut să ne spună la telefon Cine este la interviu Dar vedem împreună acum Salutare dragi prieteni ai fotbalului, salutare tuturor teraselor care au lăsat televizoarele pornite pe TVR chiar și după terminarea partidei. Mă aflu tot aici la campionatul mondial din Qatar, mă simt extraordinar printre bogați, parcă aș vrea să trăiesc așa toată viața. Lângă mine se află un invitat special, singurul patron din lume care crede că Dumnezeu se uită la fotbal, domnul Gigi Becali. Bună seara domnule Becali, ce faceți aici în Qatar? Vă salut! Mă, tate. A venit la cumpărături. <sus> Pentru că de ce? Tot e pauza asta în campionat. Mi s-a făcut poftă de niște jucători. Că asta am eu pofta asta să cumpăr jucători. Că asta e pofta ce am poftit eu. Nu te pui cu poftele lui Becali. Și mă cam în palma palma dreapta de vreo câteva zile. Și a zis, decât să-i bat pe ei mei, mai fac, doamne iartă-mă, păcate, mai bine cumpăr alții. <sus> și uite, așa scapă toată lumea cu mine. Păi de ce ați venit dumneavoastră? De ce n-ați trimis un scouter? Cum mai întrebuie mie scouter și manageri în viața vieților mele. Păi ce, asta vară n-am avut scouteri? Ce mi-au luat mie scouteri? 10-0 de la Silkeborg. Nu tot. Eu dau banii, eu vin să văd jucătorul. Da? Ce tata când lua cârlan la turmă? Trimetea scouteri să-i verifice dacă sănătoși, să-i pipăiau scouteri? Nu, să ducea el frumos, vedea cărlanul cu tare, cu tare, punea mâna, vedea că... Așa vreau să fac și eu cu jucători. Bine, eu nu o să pipă jucători, ai prea curvie. Și a spus ochii pe cineva? Tată, am văzut așa la Iran pe banca de rezerve un băiat serios care mi-a plăcut cum să lega la șireturi, că a făcut așa în formă de cruce. Și mă gândeam dacă dacă îl învăț și crezul, îl bag direct titular. Ce am mai văzut? Am mai văzut așa un băiat tânăr la Senegal, un băiat de minci. Alergau la după minge, dă zici că voia să scape de sărăcie. Vedeam așa cum să dăruia el pe teren, cum alerga. Am mai văzut un suporter ganez. Mi-a plăcut cum să ruga în meciului, că l-am văzut, era acolo, Să ruga pentru echipa lui, era doamne, și am zis, pă, la le la FCSB. Am câte ceva de luat, am ce, trebuie să mă mai gândesc. Vă gândiți să luați și jucători marca ca Messi sau Ronaldo? Ce? -c 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 Messi și Ronaldo, ca să ce? Să se pensioneze Messi și Ronaldo pe banii lui Becali. Nu trebuie tate de asta. nu, 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 nu. Plus că Ronaldo ăla, cât e el de frumos el așa. Ăla prea curvește direct de pe aeroport. Nici nu se dă bine din avion că să dă la fetele alea de la securitate. <gâng> și Messi, Messi, e mic pentru FCSB, tată, eu caut toți tem puternici, vânjoși. Trebuie mie Messi, Messi dacă intră să pună arul mai tare în el, îl aruncă afară de stadion. Poate să iau așa un Mbappé, ca să-l vând la Real Madrid cu 100 de milioane, da? Păi el valorează deja 200 de milioane. <gâng> Le mai umflu și eu așa la televizor, dar tu prea exagerezi. Hmm. Antrenor, vă gândiți să vă luați? Păi, tată, asta cu antrenorul... Uite, vă zic acum premier aici ceva, n-am mai zis la nimeni. L-a sunat zilele trecute pe... Pe ăsta, pe Guardiola. Și l-am întrebat, bai, vii la FCSB? Bine, l-am întrebat în engleză, dar... Și zice că nu vii tată România, că fură eu nu chirilă, toate tacticile. Ha, ha, ha. tu ți dai seama ce probleme are Guardiola? Eu nu scriu Și zis, mai bine le-au pe eu nu chirilă, că e mai ieftin ca Guardiola. o ultimă întrebare. Tot spuneți că vă retrageți din fotbal. Când o veți face? Asta vă omoară pe voi, de nu dormiți bine noaptea pe pernă, că nu știți când se retrage Becalii cu Vreau să zic eu că se retrage Becalii că sunt dorii liniști la noapte? O să mă retrag când o face plopul pere și răchita micșunele. <laughs> Până atunci să muriți voi de curiozitate când se retrage Becali. Hai de v-am lăsat, mă duc, mi am distrat destul cu voi, să închide la non-stop și vreau să mai prind niște jucători. Hai de A fost pentru dumneavoastră domnul Gigi Becali, patronul, antrenorul, duhovnicul, scoutorul, agentul imobiliar și nu mai am degete la mână al echipei FCSB. George? Ce mai ești? zis? Spumos, domnul Becali, ca de fiecare dată. Te așteptai să-l vezi în Qatar? Mă așteptam pentru că Neagigi și... <laughs> caută jucători și mai ales găsește acolo, pentru că în Asia cu religia, musulmanii, evrei, bine că da? Bine n-ai intrat acolo, domnul Becali, că da. dacă ai intrat, nu puteam să nu mai discuzăm. Găsește unul credincios, 100%. N-ai văzut că a zis că a găsit la Ghana, a găsit da. că se ruga el așa, că era acolo în rugăciunile lui, că a zis că le la echipă, a zis că ia un, un suporter. Sigur îl face și capitan, dacă... Da. Nu m-ar mira, poate îl găsește și un antrenor, că da, da. știu că sunt ceva probleme acum la FCSB. Care suporteri ți se par cei mai spumoși la campionatul în mondial? Îmi plac foarte mult suporterii africani. africani, pentru că sunt așa, să zic tradițional, tribal în același timp. Da, da, S pe distracție da, în da, permanență. Da, da. Au dansurile lor specifice Ai văzut, erau chiar și meme pe internet Cu suporterii din Senegal Care dansau la orice Tot ce se întâmplă Da, da, pe față Da, 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 da eu Sunt într-adevăr să... Ia uite, că avem aici Oamenii chiar se bucură. Uite ce bucurie Bine, acum Eu am văzut niște băieți, nu știu dacă erau din Senegal, mi s-a întâmplat să mai văd prin Madrid, prin Roma și care tot așa întindeau ceva pe jos și îți vindeau uh, lucruri, știi? Dar foarte simpatici și foarte carismatici. Da, chiar mi-a plăcut foarte mult. Da, da. Și sunt într-un dans continuu. Și automat, cumva, parcă și atrage așa energia aia pozitivă, știi? Deși se zice că oarecum țările astea africane au probleme, uite că oamenii... E mai fericiți să... ca noi. Da, da, da. <laughs> așa pare că sunt mai fericiți ca noi și uite, au dansuri. Și întotdeauna Uh, mă fascinează uh, ținuta. Ținuta cu, cu șlape așa în picioare și fără nicio problemă. Da, n-au nicio problemă. plecau explicau la meci. Într-un cântec continuu, într-un dans continuu, într-o veselie. Și iată că au și rezultate, adică au învins astăzi Qatarul cu energia asta bună, cu veselie, orice s-ar întâmpla. Aici avem și suporterii mexicani care sunt puși uh, numai pe șotii. Nu știu dacă ai văzut câte Am văzut, am văzut câteva câte Nebunii au făcut, mâine au uh, meci cu uh, Argentina. Bă, Uite, citere, cu boxa da. după ei. Adevărul e că pentru toată lumea, pentru toți suporterii o vacanță acolo, adică și noi să fi fost acolo. Asta vreau să zic. Cred că și noi dacă am fi fost acolo la final. Am văzut noi. un clip și cu de ai noștri, dar nu știu sigur că nu l-am verificat dacă e pe bune. Un clip în care bă, se asculta bă, o manea, o melodie tradițională, ceva și se făcea o horă, erau ai noștri acolo. Asta, asta, mi se pare genial, nu știu dacă ai văzut clipul ăsta. Nu l-am văzut. Deci trec forțele de ordine, pe cai frumos, te-ai fi așteptat poate să vezi că mile e tradiționale, dar pe cai bine înarmați și în spate vin mexicanii. Hola amigos! Chicos, andale, andale! Andale! <laughs> Sunt spumoși. Da, da, da. Sunt spumoși. Oamenii chiar se distrează la acest mondial Da, e și păcat să nu Corect. să nu te bucuri Odată la patru ani dată la patru ani nu, nu se întâmplă în fiecare zi Bineînțeles cu uh, Bericica Aparent ei au voie După cum, după cum vedem în imaginile astea Dar uh, iau. uite, mai duci la gură, e și cald E păcat Încep să fiu invidios cu ei, sincer <laughs> parcă, parcă te trec da. așa niște sentimente, nu? Da A, Am fi mers și noi Ce frumos ar fi distrat da. românii la campionatul Da, ce frumos mondial. ar fi fost A? Luam și noi tot așa boxa și dădeam ziceai o Mai puneai o mane, ai învățat niște dansuri de ale, noastre, ne învățau și niște dansuri de ale lor. Da. Mergem mai departe, am și câteva super întrebări pentru tine, dragul meu, Domi, la care te rog să-mi răspunzi sincer, cât poți tu de sincer. Dacă mâine ai înființa o echipă de fotbal, ce culoare ar avea echipamentul de joc? Alb-albastru. Alb-albastru. Îți plac culorile astea? Da. Tu n-ai declarat niciodată cu ce echipă ții? Nu. Oarecum am declarat doar că nu mai sunt așa înfocat, să zic. Am înțeles. În ultima perioadă sunt destul de imparțial cu Da, să ne facem noi idei și nu, de, nu ne da dă neapărat răspunsul. Deci ar fi Alba Albastru Faru, Craiova, Poliaș uh, și Drăgănești. O <laughs> <laughs> <Cu> Drăgănești auți, <laughs> au, au, da, pot să zic, pot să zic, da? nu mă deranjează. FCU Craiova. FCU Craiova. Da. da. echipa patronată pe, de Adrian parcă și fost da, pe și la la aici, da? Vreo, da, și fost acum vreo o săptămână două. Și acum nu ești, nu ești decis dacă <laughs> Nu, nu da. pot să zic. Îi simpatizez, doar că nu mai sunt așa fan în rău, să zic. Pentru da. că atunci când eram mic, într-adevăr, da, mă duceam la meciuri. Chiar după înfrângerea cu Vaslui 1 la 0, care, în care un egal ne ducea în ne cupele europene, am plâns, eram clasa 9-10. Am trecut. Nu ha, mai, mai sunt la Atunci ce ai plâns cel mai tare pentru echipă? Sau? Da, da, da. 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 Ducându-mă și pe foarte multe stadioane cu vlogurile, da. am început să fiu imparțial. Am înțeles. Mergem mai departe. Antrenorul te, trimite în timpul meciului la încălzire, dar îl bagă titular pe alt coleg. Cum reacționezi? Într-un meci important, hai să zicem o finală de campionat mondial, unde vrei să intri, să demonstrezi. Cred că aș fi dezamăgit, dar în același timp mi-aș încuraja colegul și... Dar nu ai face antrenorului un pic de... Ba da. <laughs> N-ai obraz. Mai ales dacă cu echipierul meu nu ar da... da. să știi că eu nu mai da. Mă bagă da. pe mine, în teren, de exemplu, <laughs> care nu -am, am nicio treabă. Nu ai face un pic... Așa să face mister? Probabil aș da cu tricoul jos ceva Ai văzut că acum toți antrenorii sunt mister? Nu mai e niciunul domnul, nea sau nu știu cum se mai Am spune. trecut la alt nivel. La e la alt nivel, la toți da. sunt mister, dacă nu spui Numai mister, mai se supără. Uh, un fost adversar care te-a accidentat dur în trecut, îți devine coleg de echipă. Ce cadou de bun venit îi faci? <laughs> să zicem că noi am fost colegi la un moment dat și am intrat ceva mai durate. Știi cum a fost situația cu Sergio Ramos și Messi? Da. E, cred că, cel mai bun exemplu. Cred că la vestiar ți-aș băga o lunecare așa, fără să te aștepți. A așa, random? Da, da, da. Așa, dintr-o dată. Direct. Bă, George, ia fi atent aici. Pe picior să nu-mi dai vreo lunecare pe da, față. Da, da. La, la gleză, direct. Crezi că asta s-a întâmplat și cu Sergio Ramos și Messi? Cine știe? La antrenament e posibil să fie existat vreun contact ceva. Eu cred că a fost, băi, scuze frate, că păreau așa, băi, scuze. Viața ne-a adus împreună. Chiar n-am vrut să fac asta, adică s-a întâmplat cumva. Ești cel mai bun jucător al echipei tale, care din păcate e la retrogradare echipa. primește o ofertă de la o echipă din afară. Pleci sau salvezi echipa? Tu ești numărul 10. Decaru, cum zice... Fiind Hai. jucător profesionist, dacă ar fi mai bine pentru mine să plec și în același timp și pentru club primind o sumă de bani, da, aș pleca. Păi vin suporterii de la Drăgănești, vin ultra și Drăgăneștiului cu steagurile după tine. Asta înseamnă să fii profesionist. <laughs> Cariera de... de fotbalist e scurtă. Păi da, dar voi în Drăgănești sau ca în toate comunele <laughs> sunt o, două intrări sau mă rog, două intrări, da. două ieșiri. Alea sunt. <laughs> Înțelegi pe unde pleci? Că nu e ca și când pleci noaptea? Da, noaptea. Da, da, da. Te deghizezi așa ca în filme, pui o glugă în cap și efectiv... Da, dar e tot riscant. Ai văzut ce s-a întâmplat pe la Dinamo? Da, dar nu știu. Eu așa o văd. Eu așa văd, fiind un jucător... Deci te gândești... Să... Da, da e dacă subiectiv. aș fi jucător profesionist de fotbal, am ajuns și la Dinamo și la Rapid și la... Nu, atâta timp cât tu ești profesionist, faci treaba cum trebuie, nu văd de ce n-ar trebui să... Și dacă bate inima mai tare, pompează pentru o echipă, poți să... Nu uite, eu mă uit la devotamentul rapidiștilor da, <laughs> E de punctul meu de vedere, da. De da, 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 așa e. e. Și rămâi cumva în istorie da. cu asta. Uh, ești numărul 10 la echipa ta de club și vine un fotbalist mai talentat. Îi dai numărul tău? Că e un număr cu greutate. Adică, nu știu, pentru mine întotdeauna 10... Na, nume mare. Cred că ce i dă, dacă chiar aș vedea diferență mare de valoare, îi da. Dar mare. Da, da, ba. da, Îl dai? Da. Hai da. de cap meu, n, -aș, n -aș -da, tricou <gură> de pe mine nici să mă plătești. Păi cum e a meu? Dar n-ai zis ceva de portar ceva trăia? Mai băga numai număr 10, numai... Păi nu, te, te bag la cel mai Uite, care i portarul tău preferat din, 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 istorie? Din istorie? Da. Mi-a plăcut foarte mult Canizares, de la Valencia, fiind da? și fan Valencia în același timp. Ai mers și acolo? chiar de hea. De hea? Da. da? Adică, și, păi, și unde-s restul? Buffon, Neuer, euh, bă, Oliver Kahn, da, Oliver Cani era oarecum în aceeași perioadă cu Canizares și nu. Uh -huh. Nu, no, da. nu, nu puteai să-l alegi Da, 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 îmi plăcea. Oliver... Sunt, au fost portari excepționali. Și de la noi? De la noi? Da. Mi-a plăcut foarte mult Bogdan Lobonț, Bogdan Stelea. Buni, da, buni. Îmi plăcea foarte mult Lobonț, avea reflexe. De aici se zicea și pisica. Este reflexe senzaționale Și nu era foarte înalt, da. din ce mi-amintesc, că noi vorbeam chiar înainte de emisiune că tu ai fost portar, dar n-ai fost înzestrat cu înălțimea. Corect. Dar uite că au mai fost portari mari, valoroși, care nu au fost născuți așa, să nu, nu s-au născut în alți, dar totuși au făcut performanță. Ai ratat, ai ratat, o carieră, dragul meu. Pe cine ai aduce în vestiar să-ți motiveze jucătorii? Dacă ai fi un antrenor și trebuie să aduci o personalitate. Pe Cristiano Ronaldo. Pe Cristiano Ronaldo? păi să faci un rost de buget și îi duci, duci, la fece. Eu aș merge mai pe Moroșanu, așa, dacă ar fi după mine. Avei ceva de local <laughs> din țară? Să vină Moroșanu, dacă nu jucați bine, vă rup! Eu cred că... E o variantă bună și asta, da. Eu cred că am avea mai multe șanse. Argentina sau Brazilia? Brazilia. Brazilia. De ce? Că sunt mai... Mi se par mai minjicari, mai spectaculoși. Ați, mai spectaculoși. Parcă da. Argentina e mai pragmatică așa, nu? Da. Real Madrid sau Barcelona? Valencia? <laughs> nu, niciuna? Da. Niciuna? Da, aș merge pe Real Madrid dintre și ultima, cele două. Pele sau Maradona? E foarte greu pentru e foarte că... Greu. Nici nu am apucat să-i văd Da, cât ai urmărit, da. așa uh, Cred că Pele Pele uh, Repede, repede mergem și la super provocarea noastră Pentru că, așa cum tu ne-ai urmărit Că deja da. ne-ai spus că ai urmărit emisiunea Avem o super provocare pentru tine Mâine se joacă Argentina-Mexic Un derby și ultima șansă a Argentinei să rămână în turneu Cred uh, Cine câștigă? Ce zici, rămâne Argentina în turneu? Eu zic că va reuși să câștige Argentina Deci câștigă Argentina mâine Doamne, cu așa. greu. Eu m-aș bucura să meargă Messi mai departe. De ce să vă mint? Sincer, avem nevoie de, de Argentina mai departe pentru a avea meciuri mult mai spectaculoase. Câte goluri se vor marca? Trei. Trei goluri. Cam ce scor zici tu așa? 2-1? A, ah, simplu. Dă Messi Sim. gol mâine sau nu? Mâine nu. Mâine nu dă gol Messi. Mâine dă doar pase. Da. <laughs> și centrare. Două pase de gol. Două pase. Câte offside-uri vor fi? Ținând cont că sunt două echipe cu un stil ofensiv, eu zic undeva la 8. 8 offside-uri. Da. Și îl prindem pe Messi în offside. E micuț, are. E micuț, Bâini dar E mici. Acum... nu. Depinde ce chef are să alergi, nu știu. Chef sau putere, că la vârsta dumnealui. Na, Îl trebuie să-l înțelegem și pe el, oricâte așteptări avem. Câte șuturi pe poartă vor fi? 7. 7 șuturi. Un uh, să zicem 4 la 3 să fie echilibrat, așa. Da, fiind 2-1. Bun. Uh, Câte cornere vor fi în prima repriză? Patru cornere. Patru. Nici nu se aruncă. Ba, trei Argentina, unul Mexic, dacă păstrăm așa proporțiile. Și cred că mai avem o singură întrebare. Câte cartonașe galbene vor fi în prima repriză? Eu vă un cu, multe, cu multe cartonașe galbene. Trei cartona galben. cartonașe galbene. Trei cartonașe galbene. Simplu. Nu ne aruncăm mai departe. Domnii, îți mulțumesc de suflet că ai trecut pe la noi. Ne-am distrat eu. împreună. Vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Vă dorim o seară minunată. Mâine foarte multe meciuri aici la TVR1. Iar noi ne vedem seara, cum v-am obișnuit, la 23.40. Să aveți o noapte liniștită!